A fost protest de amploare astăzi la București. Peste 8.000 de angajați din sănătate au protestat în fața guvernului României, cerând să nu le scadă salariile și să primească în continuare bonuri de masă. Din județul Olt au participat la manifestație 200 de persoane. În jurul prânzului, sindicaliștii au purtat negocieri cu premierul Mihai Tudose, vicepremierii Paul Stănescu și Marcel Ciolacu, dar și ministrii sănătății și muncii. Aceștia au promis că salariile nu vor scădea. Premierul a spus că în anvelopa de 2,9 miliarde alocate sănătății pentru anul viitor, să facem în așa fel încât să refacem toată anexa 2 a legii salarizării, începând de mâine, discuții tehnice la Ministerul Sănătății, se reface tot, toată grila de salarizare, în așa fel încât nimeni să nu piardă nici măcar un leu. Deci nimic din ce a fost în legea salarizării 953 nu va mai rămâne în picioare. Există promisiuni că se va trece urgent la refacerea grilei de salarizare.